Aș vrea acum să vă invit să ascultăm citirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Și vreau să cred că acolo unde vă găsiți în casele dumneavoastră, aveți prin apropiere o Sfântă Scriptură, o carte a Lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă invit să o deschideți mai întâi la Psalmul 34 și apoi la Psalmul 143. Mai întâi din Psalmul 34, începând cu versetul 1 și până la versetul 8, Cuvântul Domnului spune așa. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a din toate temerile mele. Când îți întoși privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îl scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el. Psalmul 143, începând cu versetul 4. Îmi este mâhnit Duhul în mine, îmi este tulburată inima în lăuntrul meu. Mi-aduc aminte de zilele de odinioară, mă gândesc la toate lucrările tale, cuget la lucrarea mâinilor tale. Îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește Duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se pogoară în groapă. fă să audiți de dimineață bunătatea ta, căci mă încred în tine. arată -mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalți sufletul. Amin. Aș vrea acum să Facem liniște în sufletele noastre și în inimile noastre și să ne îndreptăm atenția spre un mesaj pe care vreau să-l transmit cu ajutorul lui Dumnezeu pe această cale, pe calea internetului. Nu mă simt prea confortabil să slujesc în această formă, sub această metodă, când sala casei de rugăciune este goală. Dar responsabilitatea pe care o avem ca slujitori ai Lui Dumnezeu ne determină să ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu, să transmitem cuvântul Scripturilor așa cum putem să o facem în această vreme. Deci, mei, perioada asta de timp în care avem experiențe pe care nu le-am mai avut, experiențe de viață pe care nu le-am mai avut, m-a făcut să-mi pun o serie de întrebări. Una dintre întrebările acestea a fost următoarea. Oare ce aș putea să învăț din punct de vedere spiritual din această experiență de viață? Am ceva de învățat sau nu am ceva de învățat? Și vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a pus pe inimă câteva răspunsuri. Și unul dintre răspunsurile acestea, o lecție de viață, o lecție spirituală de viață, dacă vreți, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu. Poate că în ocaziile următoare voi împărtăși și celelalte răspunsuri la această întrebare sau celelalte lecții de viață. Deci, noi suntem în vremea aceasta, într-o perioadă de timp, în care am descoperit că avem anumite lipsuri. Bună oară am constatat că ne lipsesc măștile. Și încercăm pe toate căile să ne facem rost de câte o mască, să ne protejăm. Am constatat că ne lipsesc Paturile la spitale. Nu avem suficiente paturi pentru uh, urgențele care putea să apară din cauza coronavirusului. Am constatat că ne lipsește personalul medical sau că ne lipsesc uh, costumele de protecție, hainele de protecție. Am constatat că ne lipsesc uh, regulile noi și am făcut reguli noi. Dar pe lista asta, undeva pe lista asta, dragii mei, aș vrea să spun că am constatat o lipsă extraordinară. Ne lipsește liniștea sufletului. Cred că ați observat cum oamenii au început să intre în panică. Panica este o spaimă exagerată, dacă vreți, o spaimă care se manifestă în colectiv. Mulți oameni sunt contaminați de panică. Și poate ați observat cum iau cu asalt magazinele, iau cu asalt farmaciile, încearcă să-și facă provizii, se tem de ziua de mâine. Și întrebarea care se pune, dragii mei, este următoarea. Cum aș putea să-mi liniștesc sufletul? Ce m-ar putea determina să stau liniștit în vremea aceasta când alții intră în panică, se tem, nu știu cum să reacționeze, Aș putea, ca și copilul lui Dumnezeu, să am inima liniștită înaintea lui Dumnezeu și, dacă da, ce anume m-ar putea ajuta să fac lucrul acesta? Cred că răspunsul cel mai la îndemână este următorul. Lucrul de care noi avem nevoie ca să ne liniștim inimile înaintea lui Dumnezeu este încrederea noastră în Dumnezeu. Sunt convins că foarte mulți dintre dumneavoastră ați auzit în ultima perioadă că se pune această întrebare în cine aș putea avea încredere. Am auzit recent, chiar ieri mi se pare, pe un slujitor al lui Dumnezeu care zicea, de departe, nu din țara noastră, care zicea, încerc să fiu foarte rezervat atunci când ascult toate știrile, pentru că nu pot avea încredere în nimeni. Și întrebarea pe care o pun în această dimineață este, în cine ați putea avea încredere? Este în față cineva din conducerea țării și spune că uh, ceea ce se întâmplă este o simplă răceală. Pot avea încredere sau nu pot avea încredere? Iese alt cineva și spune că cea mai sigură metodă de a mă proteja este apa și săpunul. Pot avea încredere sau nu pot avea încredere? Iese alt cineva și zice uh, că lucrurile sunt un control. Pot avea încredere sau nu pot avea încredere? Cred că ați auzit și dumneavoastră sunt unii care zic nu poți avea încredere în politicieni. Mai ales în perioada aceasta. Că dacă politicienii spun ceea ce spun, ei spun pentru că vor să liniștească populația, să nu intre în panică. Poți avea încredere în specialiști. Specialiștii vin și spun că vom ține lucrurile sub control. Poți avea încredere în specialiști. Mai ales atunci când vin și zic nu avem nicio explicație cu privire la coronavirusul acesta. Nu știm cum se manifestă. Nu știm cu ce să-l tratăm. Poți avea încredere. Și atunci, în toată învălmășala asta, în fața tuturor informații și în fața tuturor întrebări, singura direcție în care putem să ne îndreptăm și să ne prindem încrederea noastră este Dumnezeu. Să ne punem încrederea în Dumnezeu. Și lecția pe care aș vrea să o învățăm din tot ce se întâmplă în jurul nostru în această vreme este să cultivăm încrederea noastră în Dumnezeu. Nimic și, nimic, nimic și nimeni din lumea aceasta nu ne-ar putea liniști inimile decât această încredere îndreptată spre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este vrednic de încredere. Încrederea, dragii mei, este o siguranță pe care ți-o dă sinceritatea cuiva. Ți-o dă cinstea cuiva, ți-o dă competența, ți-o dă puterea cuiva. Și vreau să vă întreb dacă Dumnezeul acesta spre care ne-am putea îndrepta cu încrederea noastră este cinstit în ceea ce spune. Dacă Dumnezeul acesta este competent atunci când așteptăm să facă ceva. Dacă Dumnezeul acesta este puternic, are puterea să intervină, să facă ceva în situațiile complicate prin care noi trecem. Că dacă Dumnezeu este cinstit, dacă este competent, dacă este puternic, spre Dumnezeul acesta ar trebui să mă îndrept cu încrederea pe care uh, o am în această vreme, să-mi liniște sufletele înaintea lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, ce ar putea oare să mă ajute pe mine să-mi consolidez încrederea asta în Dumnezeu? Să știu că prin orice aș trece în această viață. Pot sta liniștit pentru că m-am prins de Dumnezeul acesta cu încrederea mea în El. Ce ar putea să-mi consolideze această încredere în Dumnezeu? Și aș vrea să răspund la această întrebare și acesta să fie mesajul pe care să-l îndreptăm spre dumneavoastră în această dimineață, rugându-L pe Dumnezeu să ne ajute să facem ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu și să trăim liniștiți. Primul lucru care ne-ar putea consolida încrederea noastră în Dumnezeu este cunoașterea lui Dumnezeu. Deci mei, Poți să ai încredere în cineva în măsura în care cunoști persoana respectivă. Dacă nu știi multe lucruri despre persoana respectivă, cum ai putea să ai încredere în persoana respectivă? Poți să ai încredere în Dumnezeu în măsura în care îl cunoști pe Dumnezeu, nu doar din auzite. Nu doar că ți-a povestit cineva, ți-au povestit părinții sau ai auzit cine știe ce informație, ci în momentul în care reușești să-l cunoști în mod personal pe Dumnezeu. Cred că perioada aceasta de timp, dificilă și grea, este perioada în care ar trebui să ne întrebăm, Dumnezeule, te cunosc bine pe tine? Am ajuns să te cunosc? Și dacă n-am ajuns să te cunosc bine pe tine, Dumnezeule, cum aș putea să te cunosc? Dumnezeu, dragii mei, poate fi cunoscut în măsura în care El ni se descoperă, în măsura în care El ne vorbește. Și vreau să vă spun că Dumnezeul acesta este într-o continuă descoperire de sine. Aduceți-vă aminte că Isaia într-un moment al vieții lui a avut uh, o descoperire din partea lui Dumnezeu. L-a văzut pe Dumnezeu stând pe un scaun de domnie foarte înalt. În jurul scaunului de domnie erau serafimea aceia care ziceau sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Nu știu cum l-a cunoscut Isaia pe Dumnezeu până atunci câte o fi auzit Isaia despre Dumnezeu. Nu știu ce experiențe a avut Isaia cu Dumnezeu până atunci, dar sunt convins că din momentul acela în care Dumnezeu i s-a descoperit, din momentul acela Isaia l-a cunoscut altfel pe Dumnezeu. Și-a cunoscut că Dumnezeu este în autoritate, adică stă pe un scaun de domnie foarte înalt, este autoritate peste toate autoritățile și că Dumnezeul acesta este sfânt. A fost momentul din care Isaia l-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu i s-a descoperit. În zilele noastre, Dumnezeu este într-o continuă descoperire de sine. Dumnezeul acesta ne vorbește. Dar în momentele acestea complicate, în momentele acestea foarte grele de viață, s-ar putea ca Dumnezeu să vorbească ceva mai apăsat. Și dacă nu l-am cunoscut pe Dumnezeu în vremurile bune, să reușim să-L cunoaștem în vremurile mai complicate, pentru că Dumnezeu se descoperă și prin vremurile astea complicate. S-ar putea ca în vremurile acelea când ne mergea bine, să nu ne fi oprit să-L ascultăm pe Dumnezeu, să ne facem timp să-L ascultăm pe Dumnezeu. În psalmul 46 cu versetul 10, Sămitul zice așa, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dar vreau să vă întreb, când ne-a mers bine, am avut timp să ne oprim? Am avut disciplina asta spirituală să ne punem deoparte timp să stăm înaintea Dumnezeului care ne vorbea, să-l cunoaștem pe Dumnezeu mai bine? Sunt convins că am fost implicați în alergările de fiecare zi, fără să avem această putere să ne oprim și să vedem ce zice Dumnezeu. Știți foarte bine că Moise, atunci când a ieșit cu turma socului său, asta era ocupația lui, asta era meseria lui, a avut un moment în care Dumnezeu i s-a descoperit a început să se să ardă rugul acela, nu se mistuia și Moise s-a oprit să se întoarcă să vadă ce-i cu minunea asta. Și dacă l-a cunoscut pe Dumnezeu în momentele acelea, altfel de cum îl știa de la mama și de la tata, a fost pentru că s-a oprit și a făcut timp să acorde atenție descoperirii lui Dumnezeu în vremea când vin necazurile și suferințele, când vin durerile, spuneam, Dumnezeu s-ar putea să vorbească ceva mai apăsat, să ne vorbească, poate, să sune mai tare în urechile noastre, să sune mai tare în inimile noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu în carte of că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, dar Dumnezeu vorbește și prin suferință. Dacă n-am luat aminte la vorbirea lui Dumnezeu din vremurile bune, când ni s-a descoperit să-L cunoaștem. S-ar putea ca acum, în vremurile acestea grele și complicate, dragii mei, Dumnezeu să ne vorbească prin durere, dar și prin durere Dumnezeu se descoperă ca să-L cunoaștem. Deci pot să-L cunosc pe Dumnezeu în măsura în care El ni se descoperă. Dar putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dragii mei, acordând atenție. Și întrebarea se pune, la ce să acordă atenție? Să acordă atenție la metodele diferite pe care Dumnezeu le folosește să se descoperă. Vă spuneam ceva mai devreme despre Moise. A fost una dintre metodele lui Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit, Dumnezeu a venit în rutina asta zilnică a lui Moise și s-a descoperit prin rugul acela care, care ardea fără să se mistuie. Altădată Dumnezeu s-a descoperit altfel. Ilie era în peșteră la muntele lui Dumnezeu și era foarte atent la tot ceea ce se întâmplă la gura peșterii. A trecut un vână, vână, praznic. Dumnezeu nu pe aici. A trecut un cutremur de pământ. Dumnezeu nu pe aici. A trecut un foc. Dumnezeu nu-i pe aici. Atenția lui era îndreptată spre ce se întâmplă pe acolo. Nu cumva Dumnezeu se descoperă? Și spune Sfânta Scriptură că a venit la un moment dat un sus blând și subțire și a zis Ilie, aici este. Și a ieșit și Dumnezeu i s-a descoperit. Și Dumnezeu i-a descoperit parte din planul pe care Dumnezeu îl are. Și a stat de vorbă cu Ilie pentru că Ilie a fost atent la tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. Dar pot să-L cunosc pe Dumnezeu, dragii mei, în măsura în care doresc să-L cunosc. Dacă ne-am analizat viața fiecare dintre noi, aș vrea să vă întreb, în modul cel mai sincer, câți dintre noi în zilele trecute, până când totul mergea bine, chiar am avut dorința să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Că Dumnezeu din cer ne pătrunde gândurile și ne știe ce este în inima noastră. A văzut Dumnezeu dorință pentru că și în măsura în care Dumnezeu vede dorință, Dumnezeu vine să ne se descoperă. duceți vă aminte că acel famen etiopian se ducea de la Ierusalim spre țara lui. A fost la Ierusalim să se închine. Să se închine așa cum era tradiția pe care o cunoștea el pe drumul acesta spre ca să spune Sfânta Scriptură, citea cartea profetului Isaia. Vreau să vă întreb, Dumnezeu din ce l a văzut că citește? Sigur că a văzut. Dar vă întreb din nou, a văzut Dumnezeu ceva mai mult în viața acestui famen decât faptul că ținea un sul deschis sau o carte deschisă și citea? Cu siguranță. A văzut și că are dorința să cunoască. L-a luat pe Filip, l-a trimis, Filip s-a urcat în carul acesta și a zis, înțelegi tu ce citești? Cum aș putea să înțeleg dacă nu-i cineva care să-mi explice ceea ce citesc? Și spune Sfânta Scriptură că Filip a pornit de la Scriptura asta pe care o citea el și l-a propovedit pe, pe Isus, Pentru că famina, a pus întrebarea aceasta, despre cine vorbește profetul aici? Vreau să știu despre cine e vorba. Și în momentul acela Filip i-a predicat pe Domnul Isus Hristos pentru că a fost această dorință să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos. Sau să-L cunoască pe Dumnezeu, dacă vreți. Îl cunosc pe Dumnezeu în măsura în care Dumnezeu se descoperă. Măsura în care sunt atent la metodele diferite pe care le folosește să-mi vorbească. Măsura în care există dorința îndreptată spre Dumnezeu, dorința la care Dumnezeu din ce răspunde. Și îl cunosc în măsura în care interacționez cu Dumnezeul acesta. V-am spus despre Moise. A stat Moise înaintea lui Dumnezeu, vocea aceea din cer a început să-i vorbească. Și când a stat Moise înaintea lui Dumnezeu, Moise a interacționat cu Dumnezeu și a pus următoarea întrebare. Cine ești tu, Dumnezeule? Mă duc, la, mă duc în Egipt. M-ai trimis la oameni aceia care sunt rob de sute de ani. Și mă vor întreba, cine te-a trimis la noi? Ce să le spun, Dumnezeule? Cine ești tu? Și pentru că a interacționat cu Dumnezeu și a pus în fața lui Dumnezeu frământările, Dumnezeu din cel a spus, eu sunt cel ce sunt. Și cu răspunsul acesta, dragii mei, Moise a plecat în Egipt. Când Domnul Iisus Hristos l-a întâlnit pe Saul din Tars, pe drumul spre Damasc, Saul a interacționat cu Domnul Isus Hristos și a pus această întrebare, cine ești, Doamne? Adică vreau să te cunosc, vreau să știu cine ești, Dumnezeule, sau Doamne Iisuse, sau Doamne? Și spune Sfânta Scriptură că din cer Domnul i-a spus așa, eu sunt Isus pe care tu l prigonești. Și cu această descoperire care l-a făcut să-l cunoască, Saul din s-a -a dus mai departe și a început să-l propovedească pe Hristos, arătând din Scripturi că Isus este Hristosul. Primul lucru care ar putea să ne ajute să ne consolidăm încrederea asta în Dumnezeu, dragii mei, este cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoaștere nu din auzite, cunoaștere nu din povești, nu din tradiție, cunoașterea personală a lui Dumnezeu. Când mi se descoperă, să fim atenți la descoperirea lui Dumnezeu. Să dorim să-L cunoaștem și Dumnezeu cu siguranță ne va vorbi. Al doilea lucru, dragii mei, care, care ne ajută la consolidarea încrederii noastre în Dumnezeu, este istoria cu Dumnezeu. Poți să te încrezi în cineva, în măsura în care cunoști ceva din istoria lui. Și vreau să pun în această dimineață, legat de ceea ce zic acum, două întrebări. Este ceva în istoria lui Dumnezeu sau în istoria cu Dumnezeu care ne-ar putea determina să credem că ceea ce a făcut Dumnezeu cândva mai poate face și în vremea aceasta complicată. Este ceva în istoria cu Dumnezeu care ne-ar putea să credem lucrul acesta? Și dacă da, ce anume din istoria asta cu Dumnezeu m-ar putea face să cred că și în vremea aceasta Dumnezeu poate să lucreze? Deci, mei, în istoria asta cu Dumnezeu, Dumnezeu a oferit protecție. E adevărat sau nu e adevărat? Dacă citesc istoria asta din Cartea Sfântă, istoria asta cu Dumnezeu, Istoria asta îmi spune că Dumnezeu este Dumnezeu protectorul. Dumnezeu ne protejează. Chiar atunci când în anumite zone, dragii mei, ale lumii sau ale pământului, zone mai apropiate sau mai îndepărtate, sunt anumite nenorociri, Dumnezeu poate să protejeze o anumită zonă. Vă vine să credeți lucrul acesta? Când Dumnezeu din cer a trimis urgiile acelea peste, sau plăgile acelea peste Egipt, la un moment dat, în Exod, capitolul 8, este consemnat ceea ce vă spun acum, a zis Dumnezeu prin Moise către faraon așa, o să trimit muștele peste, peste, casa ta, peste țara ta, peste locuitorii tăi. O să fie peste tot. Dar o să fac o deosebire. Se va vedea că în Ținutul Gosen, Ținutul Gosen era regiunea aceea unde faraon a zis să fie robi să trăiască acolo, evrei să trăiască acolo. Erau păstori și stătea mai departe. Dumnezeu din cer a făcut ca în toată țara Egiptului să, să, să fie muște din abundență. Și Dumnezeul acesta a protejat ținutul Gosen ca acolo să nu fie muștele care să producă pagube sau daune. Poate să facă Dumnezeul acesta? Să protejeze în felul acesta? Vă dau un alt exemplu. În același context, spune Sfânta Scriptură, că Dumnezeu l-a trimis pe Moise la faraon și a zis. Că Dumnezeu are în plan să lovească pe toți întâi născuți din țara Egiptului. Și Moise s-a dus și a spus lucrul acesta. Dar a zis, a zis Dumnezeu prin Moise următorul lucru. În momentul în care în țara Egiptului va fi plâns, va fi bocet, va fi jale, în ținutul acesta gosen, nici măcar un câine nu va chelălăi cu gura lui. De ce oare? Că atunci când este necaz într-o parte, Dumnezeu poate să ofere protecție în altă parte. Și dacă mă uit în Cartea Sfântă, în Cuvântul lui Dumnezeu, descoper în Cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu i-a protejat uneori pe oamenii care s-au încrezut în El. Nu vreau să spun că totdeauna se întâmplă lucrul acesta, ține de voința lui Dumnezeu. Deci eu trebuie să cred că Dumnezeul acesta oferă protecție. Istoria lui Dumnezeu sau istoria cu Dumnezeu mă face să înțeleg că Dumnezeu este Dumnezeu protectorul și poate să ne protejeze și pe noi. A făcut o istorie. A fost foamea aceea din cauza unei secete prelungite în țara lui Israel. Dumnezeu l-a protejat pe Ilie. Sau nu l-a protejat? În chip miraculos. Daniel a fost aruncat în groapa cu lei. L-a protejat Dumnezeu. Nici la mintea, la mintea niciunea dintre cei din vremea aceea nu s-a putut sui gândul acesta că Dumnezeu poate să-l scape pe Daniel din ghearele leilor sau din gura leilor. Dumnezeu din cer a făcut lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu din cer poate să protejeze istoria asta cu Dumnezeu care protejează, mă poate ajuta pe mine să mă încred în El că poate fi protectorul nostru în această vreme dificilă. Vreme care ne surprinde pe toți. Numai că, dragii mei, protejarea asta, protecția asta lui Dumnezeu, uneori ține de ascultarea noastră de anumite reguli. Cred că ați observat în vremea aceasta, în zilele acestea, că apar cei care ne guvernează cu tot felul de reguli. Vreau să vă întreb, Trebuie să le luăm în serios sau să nu le luăm în serios? Ce ziceți? Trebuie să le respectăm sau nu trebuie să le respectăm? Știți că Dumnezeu ne protejează, dar noi avem responsabilitatea să respectăm anumite reguli? Știți asta? Haideți să mă întorc din nou, să mă întorc din nou în situația aceea din Egipt. Dumnezeu a zis Evreul așa fiecare dintre voi să ia un miel și să-l junghe și să pună sângele acesta pe stâlpii ușii și pe pragul de sus. Trebuiau să asculte evreii de regula asta pusă de Dumnezeu. A zis Dumnezeu, trimit îngerul nimicitor să treacă prin toată țara Egiptului. Unde va vedea sângele, va sări peste, va trece peste. Casa aceea va fi protejată. Dar mai este încă o regulă. Zice Dumnezeu atunci, zicea Dumnezeu atunci așa, nici unul să nu iasă din casă până dimineață. Acum, ne-au spus guvernanții, pe timpul nopții nu-i permis să te deplasezi decât în cazuri extreme. Trebuie să le asta asta să nu ies din casă până dimineață? Chiar dacă nu trece un genul nimicitor ca și, ca și în Egipt atunci. Dar există un pericol iminent care se îndreaptă spre noi și trebuie să respectăm regulile astea pentru ca să fim protejați. Dumnezeu din ce să intervine să ne protejeze? Trebuie să ascultăm de Dumnezeu, trebuie să ascultăm de regulile acestea. Dumnezeu a spus lui Ilie că în vremea aceea de foamete el va fi protejat. Dar știți în ce condiții a fost protejat Ilie în acea vreme de foamete? Știți? Dumnezeu a zis așa, du-te la părâul cherit. Am poruncit corbilor să te hrănească Acolo. Nu oriunde vrei tu să te așezi. Nu oriunde ți-ar plăcea ție să treci confortabil. Du-te la părâul cherit, acolo am poruncit corbul să te hrănească. Ascultă de regula asta dacă vrei să fii protejat. Deci, dragii mei, Dumnezeu, în istoria asta cu Dumnezeu, Dumnezeu a oferit protecție. Dar în istoria asta cu Dumnezeu, Dumnezeu a oferit izbăvire. Izbăvire înseamnă Dumnezeu să te scoată dintr-un necaz. Și din nou vreau să vă întreb, dragii mei, credeți că Dumnezeu ăsta, care în istoria a oferit izbăviri, poate să ofere izbăviri și acum, adică să ne scoată din necaz? Ne-am rugat în această dimineață pentru persoana aceea care, care este în America foarte grav în lavă, în spital, infectată cu coronavirus. Ființa asta nu are nevoie de protecția lui Dumnezeu doar. Are nevoie de izbăvirea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu să dea izbăvire? Acum când medicii nu știu ce medicament să folosească, nu știu cum se manifestă, cum se multiplică probabil virusul acesta, poate Dumnezeu să dea izbăvire? Dumnezeu este Dumnezeul minunilor, Dumnezeu este Dumnezeul izbăvirilor. Spuneți cartea sfântă, în a doua carte a împăraților, la capitolul 7, că Samaria era, era asediată de sirieni, în Samaria era foamete, oamenii au ajuns să facă gesturi incredibile pentru ca să-și mai prelungească zilele vieții și în contextul acesta vine din partea lui Dumnezeu un mesaj incredibil. Mâine la poarta cetății se va vinde mâncare. Dar cetatea era asediată, era asediată de vreme destul de lungă. Și a zis călărețul pe brațul căruia să se, se rezema împăratul, chiar dacă face Dumnezeu ferestre în cer. Ar ceva nu se poate. Credem noi că Dumnezeul acesta care a dat izbăviri de mult, e Dumnezeul care poate da izbăviri acum? Sau nu credem lucrul acesta? Ca să mă pot încrede în Dumnezeu, dragii mei, trebuie să mă uit la istoria asta cu Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu protectorul, Dumnezeu este Dumnezeu izbăvitorul. Și spune Sfânta Scriptură în Cartea a Doua Împăraților că dimineață a fost așa cum a zis Dumnezeu. Pentru că peste noapte aceea Dumnezeu a pus la lucru tot ce a gândit el să pună la lucru. Sirii ne au fugit și au lăsat toate proviziile dincolo de ziduri. Și oamenii au ieșit și au avut din abundență. Dumnezeu este Dumnezeu izbăvitorul știți undeva în istorie, dragii mei ascultători, lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut, ca să ne putem încrede că și în vremea aceasta Dumnezeu face aceleași lucrări. Știți așa ceva în istoria cu Dumnezeu? Dă pun a doua întrebare. Aveți în istoria dumneavoastră personală experiențe cu Dumnezeu la care să vă gândiți și la care să faceți apel ca să aveți încredințarea că Dumnezeul care a lucrat ieri poate lucra și astăzi cu dumneavoastră. Aveți în istoria vieții noastre așa ceva? De ce credeți dumneavoastră că a spus cartea lui Dumnezeu în, în, cartea psalmilor nu uita nici una din binefacerile Domnului? De ce? De ce, dragii mei? Știți de ce? Pentru că binefacerile lui Dumnezeu ne ajută să ne încredem în Dumnezeu, că Dumnezeu care a făcut cândva în viața noastră lucruri mari, va mai face și astăzi. Zicea, e, psalmistul David în Psalmul 34, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a zbăvit din toate temerile mele. Asta a fost experiența mea cu Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb, au fost situații în viață când să-l fi chemat pe Dumnezeu și să vă răspundă Dumnezeu? Să vă fie zbăvit Dumnezeu din toate temerile. Aveți asemenea experiențe cu Dumnezeu? Sau nu aveți experiențe de felul acesta cu Dumnezeu? Pentru că dacă Dumnezeul acesta a lucrat în viața cuiva dintre dumneavoastră la 20 de ani, Dumnezeu ăsta poate lucra și la 60 de ani. Dacă Dumnezeul acesta a lucrat într-o situație complicată din istoria vieții dumneavoastră, poate lucra și în situația asta complicată, pentru că pentru Dumnezeu nu există situații complicate. Ele sunt complicate pentru noi. Spunea David când era acolo în Valea Terebinților și îl vedea pe uriașul acela gol venind și aruncând blesteme peste, peste poporul lui Dumnezeu, a zis David în fața lui Saul așa, Dumnezeul care m-a izbăvit de laba ursului, de gheara leului, Dumnezeu ăsta mă va izbăvi și de această acestui neteat împrejur. Adică Dumnezeul care a lucrat în trecut și mi-a dat izbăvire, e Dumnezeul care poate să-mi dea izbăvire și astăzi. Și ceea ce mă face să mă încred în Dumnezeul acesta, este experiența mea cu Dumnezeu în trecutul vieții mele, în istoria vieții mele. Deci al doilea lucru, dragii mei, pe care am vrut să-l subliniez în această dimineață, care îmi consolidează încrederea mea în Dumnezeu. Este istoria cu Dumnezeu. Istoria cu Dumnezeu în general, dar și istoria vieții mele cu Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, să depozităm în mintea noastră și în inima noastră toate binefacerile lui Dumnezeu. Pentru că în felul acesta, ori de câte ori vin situații complicate, să regăsim lucrările lui Dumnezeu în istoria vieții noastre și să ne putem încrede în Dumnezeu că vă mai face ceea ce a făcut pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Un ultim lucru, dragii mei, pe care vreau să îl spun, care mă ajută să îmi consolidez încrederea mea în Dumnezeu este relația cu Dumnezeu. Poți să te încrezi în cineva în măsura în care ai o anumită relație cu acel cineva, o relație bună. Nu știu cât de des ne-am verificat noi relația cu Dumnezeu în vremurile bune, când ne mergea bine. Sau ne-am trăit viața și ne-am dus la biserică, iar am trăit viața, fără să mă întreb dacă relația mea cu Dumnezeu este în ordine sau nu este în ordine. Zicea David în psalmul 143 așa, tu ești Dumnezeul meu. Asta e relația mea cu tine. Dumnezeule, tu ești al meu și cu alte cuvinte, eu sunt al tău. Sunt într-o relație cu tine. Și atunci când David a știut că este în relație cu Dumnezeu, Omul ăsta a priceput că poate să se îndrepte spre Dumnezeu. Zicea el acolo mai departe, în psalmul 143, grăbește, te mă ascultă Dumnezeule. Și a avut îndrăzneala asta să meargă la Dumnezeu, să se bizuiască pe Dumnezeu, să, se, să aștepte ajutor de la Dumnezeu pentru că se încredea în Dumnezeu pe baza acestei relații. Deci, mei, când există această relație cu Dumnezeu, El este Tatăl nostru, noi suntem copiii lui. În virtutea acestei relații, Dumnezeu este Dumnezeul care se poartă cu îndurare cu noi. Sunteți pe la casele dumneavoastră părinți. Vreau să vă întreb, în virtutea relației pe care o aveți cu copiii dumneavoastră, vă purtați cu îndurare cu copiii? Milă, compasiune, bunătate. În virtutea relației. În virtutea relației pe care o avem cu Dumnezeu, Dumnezeul acesta se poartă, dragii mei, cu îndurare față de noi. În psalmul 130, autorul psalmului așa, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce ce se tem de el. Pentru că există această relație. În Vechiul Testament este istoria lui Lot, care la un moment dat stă înaintea lui Dumnezeu, în situația aceea dificilă din viață, situația, situația ceea complicată, urma să vină judecata peste Sodoma, să vină judecata peste Gomora uh, și omul acesta recunoaște că a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Și că dacă este în viață, Genesa capitolul 19, dacă este în viață, este datorită îndurărilor lui Dumnezeu. Și dacă Lot este în viață și dacă uh, n-a pierit în, în judecata aceea care a venit peste cetățile câmpiei. Știți de ce Dumnezeu s-a purtat cu îndurare față de el și l-a păstrat cu viață? Știți? Din cauza relației pe care Dumnezeu a avea cu Avram. Știți cum l-a numit? Cum îl numește Scriptura pe Avram? Prietenul lui Dumnezeu. Cum să nu te înduri de cineva cu care ești într-o anumită prietenie? Și Avram a primit din partea lui Dumnezeu planul acesta cu ce are Dumnezeu de gând să facă cu cetățile câmpiei. Să trec eu are pe lângă Avram fără să-i spun ce am de gând să fac? A zis Dumnezeu. Și i-a făcut de, de, descoperit uh, planul acesta de judecată cu privire la Sudoma și Gomora. În momentul acela, Avram a stat înaintea lui Dumnezeu și a zis Dumnezeule. O să nimicești tu pe cel bun împreună cu cel rău? O să-l nimicești cu alte cuvinte și pe lot împreună cu, cu cetățile acelea ale câmpiei? Și dacă Dumnezeu din cer l-a salvat, pe l-a salvat pentru că între Avram care s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu din cer, era această relație apropiată. Din cauza relației, dragii mei, Dumnezeu se poartă cu îndurare. Întrebarea pe care aș vrea să ne o punem în modul cel mai serios în această vreme este legată de relația noastră cu Dumnezeu. Avem o religie la care ținem, regulile căreia s-ar putea să le respectăm uneori, alteori s-ar putea să nu le respectăm, sau avem o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru, noi suntem copii lui Dumnezeu. Și pentru că El este Tatăl, noi suntem copii. Dumnezeu se poartă cu îndurare față de noi. Dar nu doar că se poartă cu îndurare. Dumnezeul acesta are intervenții salvatoare. În virtutea relației, Dumnezeu are intervenții salvatoare. Și îl slăvesc pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dacă a intervenit Dumnezeu bună în viața ucenicilor, să-i salveze când erau în pericol. A făcut-o pentru că era o relație între Domnul Iisus Hristos și între ucenici aceștia. La un moment dat, când un împărat a dat un decret ca toți înțelepții din Babilon să fie omorâți, spune Sfânta Scriptură că Daniel s-a dus... Acasă, s-a întâlnit cu tovară și lui și a rugat să ceară în de la Dumnezeu ca să nu piară Daniel și tovarășii și lui din cauza decretului pe care l-a dat Împăratul. Deci, mai vreau să vă întreb, a venit Dumnezeu să-i zbăvească sau nu? Pentru că între Daniel și Dumnezeu era o relație specială. Dumnezeu l-a numit pe Daniel om preiubit și scump, în virtutea acestei relații. Dumnezeu a venit să-i zbăvească. Și spune Sfânta Scriptură că i s-a descoperit lui Daniel într-o vedere de noapte tot ceea ce a visat împăratul, tot ceea ce înseamnă visul împăratului, ce Dumnezeu are în plan să facă. Și așa a scăpat Daniel și tovarășii lui, pentru că Dumnezeu a intervenit să-i zbăvească virtutea unei relații. Deci mei, spre finalul acestui mesaj aș vrea să vă provoc să ne analizăm cum stăm cu relația cu Dumnezeu. Știți, a fost o vreme în viața fiului risipitor când nu l-a interesat relația cu tata. I-a întors spatele, a zis, îmi trăiesc viața. Asta e viața pe care vreau să o trăiesc. S-a dus departe și cu ceea ce a pus tata în trai, stat, trăit, cum i-a plăcut lui. Viață destrăbălată, cu femei stricate, cu prieteni fără căpătâi. Dar când a venit necazul peste viața lui? Ce s-a întâmplat în momentul acela în care a zis eu mor de foame aici, în momentul acela, fiul risipitor și-a zis, trebuie să fac ceva cu relația mea cu tatăl meu. Și-a venit în fire și-a zis, o să mă duc acasă la tata și o să zic. Ce o să-i zici? O să mă pocăiesc. Și o să zic, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Deci mi-a fost poate o vreme în perioada de dinainte acestei, acestei Epidemii sau pandemii care a venit acum peste planeta Pământ. O vreme când nu prea ne-a interesat relația cu Dumnezeu. Ne-a interesat religia noastră și am trăit cum am vrut. Cred că a venit vremea în care să ne întrebăm cum stăm cu relația cu Dumnezeu. Suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu? Este relația aceasta reală între mine și Dumnezeu, când spun Tatăl meu care este în ceruri, chiar este Dumnezeu Tatăl, sub autoritatea căruia sunt dispus să mă așez și de care vreau să ascult în fiecare zi. Pentru ca relația aceasta, dragii mei, să determine pe Dumnezeu să se poarte cu îndurare, să aibă acțiuni izbăvitoare, salvatoare, în dreptul nostru, în vremurile complicate. Dacă fiu risipitor, a scăpat de moarte prin înfometare, a scăpat pentru că și-a zis, vreau să-mi corectez relația cu tata. Și s-a întors acasă. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Să facem lucrul acesta în această vreme complicată prin care trecem această experiență pe care n-am mai avut-o în viață, să încercăm să ne liniștim inimile înaintea lui Dumnezeu. Avem nevoie de liniște sufletească. Prea mulți au intrat în panică. Dragii mei, nu doar oameni care n-au niciun Dumnezeu au intrat în panică. Marea problemă este că oameni care se numesc sau se cred copiai lui Dumnezeu au intrat în panică. Ceea ce, mă rog, lui Dumnezeu este Dumnezeu le dă fiecăruia liniște sufletească. Cu liniștea asta să trăiască peste zi, cu liniștea aceasta să meargă la culcare spre seară ca să aibă un somn liniștit. Dumnezeu le fă lucrul acesta. Ei, pentru ca să putem să ne liniștim inimile, trebuie să ne consolidăm, să ne cultivăm încrederea noastră în Dumnezeu. Și îmi pot consolida încrederea în Dumnezeu în măsura în care îl cunosc pe Dumnezeu. Cunosc istoria cu Dumnezeu. Am o relație cu Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să lucreze la fiecare dintre membrii bisericii sau dintre cei care ascultă mesajul acesta, pentru că este o vreme complicată în care trebuie să ne întoarcem atenția spre Dumnezeu. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze, amin.